Pa, fetelor, am plecat la muncă. La revedere, tati. Să vă culcați de vreme, da? Da, tati. Mai studiem un pic și ne culcăm. Pa, serviți ușor. Să închid repede ușa. Fetelor, tate a intrat în tura de noapte. Avem o noapte întreagă de petrecere. Nu ne poate da nimeni singur acum. Am asigurat ușa. Turele se închis. Nimeni nu poate să intre în casă la noi în noaptea asta. Așa că... Un suc rece și bun! Mă duc la beci să aduc sucurile! Du-te, du-te, dar nu te temi de nimic? Nu, n-ai cuia tu casa! Cine poate să ne sperie? Nimeni! Petrecere! Fii după sucuri, fii după cipsuri! Hai, hai, hai! Eu mă duc să pregătesc televizorul! A plecat! În care cameră vreți să ne uităm la televizor? Camera mea! Da! Ok, Fuxus! Gata, mami! Am adus! Camera e aranjată! Wow! Super bunătăți! Să înceapă seara între fete! Yeah! Și... Yeah! Ce bine e! Relaxant! Oare până la cât vom putea sta treze? Eu zic cât mai târziu. Până la două? Nu! Măcar până la patru dimineața. Sau până la trei. Hai, sus! Parcă văd că ne ia somn acum la 10 noaptea. Gata, mami! Dar tu vorbești. Gata, fetelor. Deja ne e somn. Ce? Să ne culcăm. Nu, nu ne e niciun somn. Tu știi că se transmite... Căscatul? Așa e, doar eu sunt obosită. Dați-mi o telecomandă, mă uit întâi la știri. Până cauți tu filmul, mami, eu pun în pahare sucul și deschid cipsurile. Mă uit un pic la știri acum, că știi tu, pandemia, numărul de cazuri... Asta durează foarte mult! Și se au și chipsurile și pufuleții. Și voi! Desigur, desigur! Adu-le în coa! Și suc! Poftim, Teo! Poftim, mami! Mulțumesc, Mara! Hai, noroc! Petrece între fete! Ce răcoritor e! E bine că-i de la beci! Este rece! Sunt plictisitoare știrile astea. Mai bine desenez ceva. Bine, bine, desenează. Mai bine dai la desene animate. Știrile astea nu se mai termină niciodată. E 21:12, Teo. Crezi că mai găsim desene la ora asta? Desigur, mami, sunt canale dedicate desenelor animate. Ce te faci tu? Desenează. Cu Teo discutam. Bine, desenez. Nu am nicio inspirație. Un film de groază, nu vreți să vedem? Deja e viața un film de groază. Cu izolarea asta. Ai și tu dreptate. Hai mai bine la desene animate. Mai caut.
Mami, mami, ăsta! Mamă, ce motan frumos! Știu ce o să desenez! Îl desenez pe motanul Felix! Da, faine desenele! La astea ne uităm! Da, mai ales că motanul ăsta seamănă un pic cu negruz, nu vi se pare, fetelor? Da. Da, e tot negru. Mi-a luat o eternitate să desenez motanul. Ia să văd, ce ți-a ieșit? Uite, mama, îți place? Ce frumos ai desenat! Nu știam că ești atât de talentată! Dacă am avut inspirație, oricum, deja pot să schimb canalul. Da, și eu m-am plictisit de motan. Bine. Hai, mami, nu mai schimbi! Tu vezi că mă străduiesc? Nu merge! Atunci dă la mine! Poftim! Ce tot faceți acolo? De ce nu schimbați odată canalul? Nu merge telecomanda asta, cred că n-are baterii, n-ai altele? Aduc acum! Sunt baterii aici. Hai să le înlocuim. Am găsit baterii. Dăm să le schimb. Poftim! Mara, tu ești sigură că ai pus baterii noi? Da, le-am încercat! Aici nu merg, uite! Se întâmplă ceva straniu. Hai, Mara, să vedem ce are telecomanda asta! Ia, uită-te și tu la ea! Nu știu ce are, să mai încercăm. Oricum nu mai avem ce vedea la televizor. Ia să vedem. E aproape 3 dimineața. Hai să ne culcăm totuși. Am exagerat. Nu știu ce să zic. Hai încă o puțin să mai stăm. Lasă, hai să ne culcăm. Unde dorm? Eu dorm aici. Eu mă duc să dorm cu Teo la ea în cameră. Hai, Teo! Noapte bună, Mara! Noapte bună! Noapte bună! Hai, Teo, spălă mâine paharele! Hai, Teo, la culcare! Mai aprind lumina? Nu, da! Oricum nu merge. Se întâmplă lucruri ciudate. Hai, bagă-te în pat! Nu te mai schimba, lasă! Le punem mâine la spălat. Ai dreptate, dama. Ce-ai zis? M-a trezit Mara, te cheamă. Uf, ce mai vrea și copchila aia? Nici tu nu dormi. Păi dacă m-a trezit Mara. Hai să vedem. Zât! Zât! Ieși! Câți, câți! Zât! Ce tot ai, Mara? Ce pisici alungi? Ai visat urât? Nu, nici n-am adormit. Mă zăpăcește negruț, tot miaună. Negruț? Nu-i niciun negruț aici. Negruț e la locul lui. Cred că ai visat. Vino să vezi. Hai să vezi. Vin. Poftim. Hai să vezi. Uite, Mara. Negruț e aici, în culcușul lui. Știi că nu sunt de acord cu pisicile în camerele voastre.
Și atunci, cine mi-a urlat? Rămâne un mister. Hai să verificăm la tine în cameră. Să verificăm. Pisica mea! Mici! Cine a făcut asta? Voi? Noi am plecat direct la culcare, ai văzut. Atunci cine o fi fost? Ce desen urât! Pe asta cine l-a mai făcut? Nu noi, habar n-avem. Dar ce ciudat este! Într-adevăr, înfiorător! Așa! Eu n-am nicio idee! Ce se aude? Sorelia, la 3 dimineața? Noi n-așteptăm musafiri. Oară fi tati? Tati, știi că nu poate să plece de la servici la ora asta. Hai, mai bine să vedem jos. Nebunește, Soneria asta! Ce tot sună? Mă duc să mă uit pe vizor. Mami, mami, stai! Mai bine nu te duce. Să creadă că nu suntem acasă. Ce să facem? Ce să facem? Veniți în pace. Să... Hai să sunăm la tati. Ia să vedem. Alo? Tati? Tati, bine că ai răspuns. E cineva la ușă, sună insistent, știi ceva? Bineînțeles că am închis ușa. Cum? Tu nu poți veni? E 3 dimineața și eu sunt singură cu fetele. Îmi este frică. Așa e, dacă e ușa închisă, nimic nu se poate întâmpla. Cu toate astea sună atât de insistent. Să sună la poliție? Alo? Alo? Tati? Alo? Nici ăsta nu mai merge. Hai, stați în spatele meu, iar eu arunc un ochi pe fereastră. Stați în spate, stați în spate, să nu vă vadă. Poate s-a stricat soneria. Da, nu e nimic. Tatea avea dreptate. Ne-am panicat degeaba. Hai mai bine la culcare. S-a pierdut deja mult din noaptea asta. Ce tu despre fetele? Fetele, veniți repede înapoi. Ușa e deschisă. Sunt sigură, sigură că am închis-o. A făcut careva din voi vreo glumă proastă? Nu. Da, fugi repede și închide ușa. Ce facem cu ea? Eu rup, 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 eu r
Am scăpat de el. Ce noapte, hai la urmă. Fetelor, ce faceți? V-ați trezit? Bună dimineața! Haideți, fetelor, răspundeți! Nu s-au trezit, Ana! Fetelor! Bună dimineața! Hei, dar ce faceți? Dormiți? E trecut de 9 dimineața. Zut, 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 cât? Căscât. Ce-i cu voi, fetelor? Trezirea! Trezirea, trezirea! Pleacă, monstrule, pleacă! Eu, monstru? Ce-ați pățit, fetelor? Trezirea, haideți! Ce... Lasă-mă să dorm, soposită. Dar ce ați făcut toată noaptea, fetelor? Nu ați dormit? Cred că v-a speriat tare soneria aceea de la 3 dimineața, așa-i? Sonerie? Ce sonerie? Am visat, nu? Ce sonerie? Ce sonerie? Ați visat? M-ați sunat la 3 dimineața. Te-am sunat? Am crezut că a fost un vis. Și motan... Oh, motani! 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 Ce motani? Ăștia? Asta e o cutie de jucării. Ce rău poate să vă facă de sunteți așa de speriate? Eu o pun înapoi. Hai, hai, lăsați vorbăria. La treabă, trezirea, micul dejun, mami, hai. Bună dimineața. Eu i-am visat un motan urât care ne pândea și a sunat la ușă și... Mami, nu a fost un vis, a fost real! Ce? Real? Cartoon Cat este real? Da! Hai la Mara să întrebăm! La Mara? Hai la Mara! Poate ea știe... Mara, bună dimineața, Mara. 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 Mara, Mara, visezi. Visezi, trezește-te. Am scăpat de Cartoon Cat. Cartoon Cat a fost aici? Credeam că am visat. Da, a fost. Șt, fetelor, să nu-i ziceți o tate că am dat petrecerea seară. Îi zicem doar că ne-a trezit soneria aia ciudată, da? Și n-am mai putut dormi după, că de aia suntem obosite. Ok? Acum hai să ne prefacem că ne-a trezit de tot. Hai, hai, jos! M-a afectat rău. Mi s-a părut că trece un motan așa. Cred că era Cartoon Cat. Ce te-a găsit acum să zici de Cartoon Cat iarăși? Hai jos, lasă. Dacă a spus mama despre motan, m-am gândit și eu. Hai să beau o cafea și voi câte un ceai, poate ne revenim. Hai, să ne așezăm. Treceți, fetele. Ce vreți să mâncați în dimineața asta? Un ceai. Mă duc să fac ceaiul. Mami, eu vreau de mentă. Mami, eu vreau de... De tei. Tu de tei. Ce s-a auzit? Am auzit un urlet de miaunat. Ce?
Mie una? Nu i-am dat drumul lui negruț în casă, nu? Nu, mami, nu! Să rămână pe dumneavoastră! Să rămână! Briana, de la mama să strâng farfurile. De la mama, Briana. La joartă, fetelor! Hai, că vin și eu să mă relaxez un pic cu voi. Yes! Yes! Hai, Bri! Hai, Bri! Haide să ne jucăm, fetele, am avut o noapte. Noapte noastră! Eu mă joc cu Briana. It kind of feels like this. Hai, Briana, să mă ajut să facem decorațiunile de Paște. Distracție! Ce zgomot, mami? Televizorul este pe mut. Nu vine de la noi. Ușa că trebuie. Da, așa să ne aruncă. Atunci ce poate fi? Mai aveți un pic și o să ziceți că mielușii este a becăie. Mă duc să văd ce face tati la calculator de să auzi sunetul ăsta. Poate el e de mine. Hai, Bri, la tati! 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 Tati, te-ai culcat? Tati! Tati! Iar am vedenit. Se vede că am dormit puțin azi noapte. Tati! Unde ești? Tati, unde ești? Tati, editezi? Hei, dar ce faci? Dormi? Dacă a venit gântura de noapte și scoate-l pe negruț de aici. M-a zăpăcit tot timpul ăsta. Scoate-l pe negruț. Ce? Negruț? Negruț nu e aici. Nu-mi zice. Începi și tu camara aseară? Repede, să ne ascundem. Înseamnă că a venit iar cartonchet. Hai, repede, vino, vino. Hai, repede, Bri, fugi, ascunde-te, ascunde-te. M-ați înnebunit cu cartonchetul ăsta. Eu vreau să dorm. Nu cred în prostiile voastre. Hai, fuga, să ne ascundem. Hai, Vici, îmi plac, mă, repede. Am zis eu că n-am scăpat. Dar de ce era numai jumătate? Pisicile astea, se pare că au 9 vieți. Ce tot ți faci atâta? Fetelor, stați jos, stați jos. Cartonchet e încă aici, stați jos. Cartonchet? Credeam că a plecat. Pisica asta are 9 vieți. Și încă ceva, atunci când am rupt-o, picioarele au rămas întregi. Iar pe aici umblă doar jumătate de pisică. Ce facem cu ea? Ce facem cu ea? Rupe-o! Aleargă de colo-colo, de la o fereastră la alta. Poate scaută jumătatea. Ca să ne vadă mai bine. Păi eu foaia ruptă am dus-o la gunoi, deci cred că jumătatea lui e pe afară. Du-te repede și deschide ușa la balcon. Poate fuge. Păi, repede până nu vine. Repede. Repede. Închide-mi de ușa! Închide-mi de ușa!
Ce se întâmplă? Urechile mele. Închideți toate ferestrele și ușile! Antifonați casa! Non-stop trebuie să fac curat după ele. Fetelor, mă ajutați și voi sau ce? Hei, Teo, ai adormit? E ora prânzului. Mi-e somn. Mara, dar tu mai ești de dinozauri? Dar sunt tot copil mari, mă joc și eu. Copil de joacă e Bri. Eu sunt bebeluș. Voi mă puteți ajuta la treabă. Ce s-a auzit? Mami, parcă a fost cart închet. A fost coțelul. S-a auzit ca atunci când l-ai rupt. Poate l-a mâncat Siren Head. Ia să vedem. Eu-i bine. Eu l-ai bine. Nu-i nimic aici. Voi vedeți ceva? Nu. Hai înăuntru. Nu se vede nimic afară. Haideți, fetelor, în casă. Să închidem bine ușa. Nu se știe ce se poate întâmpla. Hai, ajutați-mă! Și nu credeți că trebuie să mănânce toată lumea? Dar ce, mami, tu n-ai mâncat? Da. Eu da. Dar negruț, nu-l avem și pe el? Vai, am uitat de negruț. Fuga jos, să-i dăm să mănânce. Hai! Cine ajunge ultimul e urmă? Este foame, trebuie să-i punem mâncat. Negruț! Mamă, negruț! Hai, mănâncă! L-am hrănit pe negruț! Ia să văd cât i-ai pus! Ia! Cât? Dar unde e negruț? Acum două secunde! Hai să-l căutăm! Trebuie să-l hrănim! Hai! Negruț, unde ești? Fetelor, haideți să ne împărțim! Nu se vede nicăieri! Eu o iau pe acolo, Mara, tu în partea aceea, Teodora în față, însoțită de Briana, care merge încolo. Hai să mergem! Tu o iei pe acolo, eu pe aici! Negruț! Nu este aici! Mă duc să-l caut în altă parte!
nu e aici. Mai departe. Negruț! 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 Ah, credeam că l-am găsit pe Negruț. Și eu credeam la fel. Hai să-l mai căutăm. De data asta tu încolo și eu încolo. Hai! Negruț! Să-l găsim pe Negruț. Cum, mami, cum? Țineți minte când am fost cu el la veterinar? Da. Ei, atunci doamna doctor i-a introdus un chip în sub piele. Da, mami, da. Am văzut și eu, am văzut. Astfel îl putem localiza. Hai repede la un calculator să-i dăm de urmă. Ce e sunetul ăsta? Ia! Ce se aude? Iar fenomene ciudate la noi în curte, în casă. Repede, repede. Hai, Pris.